Un exemplu elocvent l-ar reprezenta, conform spuselor primarului Dorin Florea, grupul școlar Aurel Perșu, unde dintr-un total de aproximativ 500 de elevi, numai 85 dintre aceștia sunt prezenți la ore. Susținere contestată puternic însă de către reprezentanții liceului incriminat. Vreau să vă spun că mențin punctul de vedere pe care l-am exprimat și în cotidianele locale, privitor la faptul că nu se pune problema unui absenteism accentuat la noi, cu atât mai mult cu cât, de când s-a reînființat școala profesională de 3 ani după 8 clase, noi ne-am făcut planul de școlarizare, avem elevi, fără probleme, nu 80, ci 500. E adevărat că 15% sunt la seral. Deci pe aceea noi vom regăsi dimineața la școală. În schimb, acești elevi beneficiază de bursă profesională, 200 de lei pe lună. În cazul în care absentează, pierd bursa. La acest liceu predau matematică și informatică. Informatică TIC, adică cunoștințe de baze, editarea textului, calcul tabelar și, dacă mai avem timp, și un pic de HTML, respectiv baze de date. Elevii frecventează într-un procentaj de 80-85%. Până la 90, chiar toți nu vor veni, dar eu cred că la nicio școală nu sunt toți. Mai sunt și epidemii, mai sunt și boli, mai sunt și zăpezi. Predau disciplina tehnologii generale mecanice, este un modul de specialitate. Așa cum se poate vedea, este clasa a noua, școală profesională. Elevii sunt prezenți, mai puțin doi care sunt bolnavi, au anunțat părinții. Revenind la susținerile edilului șef, acesta crede că denumirile școlilor amintite ar trebui schimbate. Se schimbe denumirile de urgență. Deci o să rog pe inspector să treacă de urgență cu propunere în Consiliul Local să le schimbe denumirile. Loc de chiulit. Loc de chiulit, loc de mințit. Acești profesori diriginți au obligații. Iar instituția va fi analizată împreună cu directorii de școli, diriginți și conducerea Inspectoratului Școlar Mureș, potrivit primarului. Îi voi invita de urgență la primăria Târgu Mureș împreună cu oamenii noștri din Consiliul de Administrație și să analizăm discuția. Doar că v-am spus-o, adică nu mi se pare absolut deloc corect să bag un gunoi sub preș de care sunt responsabili oameni. Iar ministerul și inspectoratele n-au decât împreună să constituie legi, ordonanțe și orice e necesar într-o țară în care lucrurile merg în felul ăsta, să ia măsuri excepționale. Afirmațiile au fost făcute într-o conferință de presă ce a avut loc în 11 februarie.